Însă hai să mergem mai departe, că unii dintre noi au probleme cu adevărat extrem de grave. Este povestea unei bunici care și-ar vinde și inima dacă ar putea doar să nu-și mai vadă nepoței cum tânjesc după o bombonică sau după o păpușă. În casa lor nu există nicio jucărie, iar singurul joc pe care îl improvizează este cel cu viața. De aproape 3 ani, Mamaia Florica este mamă cu normă întreagă pentru 5 pui de om, la care nu vrea să renunțe pentru nimic în lume. Acum se e disperată pentru că nu mai are cu ce să-i crească. Urmărim imaginile ca să înțelegem întreaga poveste. Câte trei. Și eu trei. Dar deocamdată acum e cald în casă noaptea și doar să și așterne jos, să culcă jos. Dar ce curat aveți în casă? Da. Da. Vă place să țineți curat tot timpul? Da, da. Un pic, dacă am văzut că s-a murdărit, m-am apucat și spăl. Deci nimic nu mai fac. Nici în grădină, dacă am de treabă, nu fac. Dacă nu fac curățenie în casă. Maria, tu unde dormi? Care e patul tău? Da? E cel mai mare pat? Îmi arăți cum dormi? Ia. Ia așează-te. Așa dormi? Și lângă tine cine doarme? Tata. Adică Ionela, da? Da, da. Da, da, îi zice. Cele cinci suflete nu se sfiesc să-i ofere celei care le este și mamă și tată un val plin de duioșie și de afecțiune. Îmbrățișați cu zâmbetul pe buze, copiii simt parcă greutățile și amarul care inundă inima bunicii Florica zi de zi. Iubirea lor și îmbrățișările vor să o facă să nu renunțe la ei și să creadă în cel de sus. Icoana mare de lângă raftul cu rechizite le dă putere să meargă mai departe și să creadă în steaua lor. Grija zilei de mâine o macină pe femeia care absoarbe toate problemele. Chiar dacă au multe lipsuri,
ceva nu le lipsește. Zâmbetul de pe buze. Lângă obiectele sfinte stau la loc de cinste și câteva poze cu micuții. Perne colorate, o pătură cu ursuleți și un covor pe perete. E tot ce au pruncii. Fără jocuri, fără lămpi colorate, au doar un bec și o stea călăuzătoare în inima lor. Nepăsare, ignoranță, sadism... Nici bunica nu știe cum ar putea descrie faptele fiicei ei, care nu doar că și-ar fi părăsit copilașii, ci se pare că de luni în șir ar refuza să-i ajute. În momentul de față nu am cu ce să-i întrețin, să-i... Numai din alocație, dacă o sună pe măsa, spune că nu are bani și n-aveți alocație, tată său la fel. Mamaia Florica este singura ființă care se zbate pentru ei și luptă pentru ca ei să nu se piardă într-o lume cruntă, printre străini. Nu au jucării. Nu prea știu ce e joacă, dar visează că vor avea cândva. Aveți jucării? Am avut jucării. Tu ce jucării îți dorești? O păpușă. Și tu, Maria, ce jucării îți dorești? Jucării robote. Jucării multe. Se joacă însă cu ce au. Câteva pisicuțe în curte. Așa-și cultivă dragostea pentru animale, și asta pentru că au nevoie să primească, dar și să dăruiască afecțiune. Ionela, la 14 ani, este stâlpul familiei, iar cea mai mică este Maria, de 4 anișori. Maria, ce faci? Vorbește! Te bucuri, te bucur să ne vezi? Vorbește, Maria! Dar ce zâmbet frumos ai! De-aia spune, ai fost la grădiniță până acum? Mezina familiei, Maria și-a înghițit cuvintele parcă de emoție și bucurie când ne-a văzut, sau poate doar că a văzut o prezență feminină. Dorul de mama, pe semne că și-a pus amprenta. La cei 4 anișori, Maria pare o păpușică tunsă scurt, dar cu ochii mari și luminoși, care arată că încă visează, poate la mama, poate la o viață mai frumoasă. Ionela, sora cea mare, e sprijin în familie. Ce știi tu să le gătești fraților tăi? Ciorbă, salmare. Dar de la ce vârstă ai învățat să gătești? 10 ani. Atât de devreme? Da. Și acum câți ani ai? 14. Și ai învățat la 10 ani să gătești? Da. Și tu bănuiesc că ai avut grijă de fiecare frățior? Da. Și ți-a fost greu? A fost. Și cu școala cum te-ai descurcat? Bine. Da. Adică a trebuit să ai grijă și de copii și de frățiorită și să mergi la școală. Da. Nu are însă cum să le facă toate poftele nici ea și nici bunica, mai ales că cei mici poftesc și ei. Gume, ciocolată. Da? Și altceva ce-ți mai dorești? O serie. Nimic dulce nu ar primi acești pui de om de la mama lor, spune bunica. Bunicii nu-i ajung banii, în ciuda faptului că face o mulțime de sacrificii. Adesea e nevoită să împrumute de la străbunica pruncilor pentru ca toți cei mici să nu sufere de foame. Mamaia nu poate vedea cum lacrimile celor mici le pâlpâie parcă în ochișori atunci când au nevoie de ceva sau pur și simplu poftesc. Merg la școală, le trebuie multe, să-i zică să cumpărăm cărți ca de obicei, că și anul trecut... Da, ei am luat cărți, la ăștia doi nu le-am luat. Acum trebuie să le luați din nou cărți. Da, păi o să ceară. Însă bunica, cui oare să ceară? Dar mama copiilor nu se implică deloc? Nu. După ce Angelica s-ar fi separat de tatăl copiilor, tânăra i-ar fi spus bătrânei că ar pleca într-o vizită și dusă a fost. Însă au rămas cei 5 copii care nu renunță la speranțe, la zâmbet și la dragostea pentru bunica.